Salutare, oameni buni, și bine ați revenit! Astăzi o să facem un episod compus din mai multe părți. În primul rând, o să facem tragerea la sorți care a rămas dator cu ea de la concursul trecut. 2. Vă anunț un nou concurs unde iarăși unul dintre câștigători va pleca acasă cu un telefon. Dați subscribe și rămâneți abonați cu notificările ca să prindeți următoarele concursuri. Sunt pregătite două încă. Două. Pe lângă astea. Mai departe o să vorbim despre lansarea zilei. Astăzi se lansează în România OnePlus 10T. Nou flagship, mai puternic, dar mai prost dotat decât OnePlus 10 Pro. Vedem și prețurile, discutăm un pic dacă merită sau nu merită. Urmează să se lanseze curând Realme Neo GT3, care este un model de asemenea flagship, bine dotat, dar poziționat destul de echilibrat ca preț. Adică eu zic că are șanse să cucerească tot mai mult public. Vedem ce se întâmplă. Realme, odată cu GT-ul, o să lanseze și un nou C. Nou model din gama C va fi la al treilea concurs. Mai durează un pic să aflăm data, momentul lansării și prețul pe piața locală. Ce mai urmează? O grămadă de alte chestii. O să urmeze lansarea pliabililor Samsung. Vine nou Flip, noul Fold. Flip rămâne în continuare cel mai bine vândut telefon tip clamshell, adică cu două bucăți care se închid așa și se deschid așa. Există modele competitive, există unele de la Huawei, există unele de la Motorola Razr, care și Razr urmează să lanseze un model nou cât de curând, să vedem ce și cum. Există competiție, dar Samsung au vândut majoritatea telefonelor pliabile, iar vreo 70% dintre cumpărători au ales flipul ăsta. Bine, este și cel mai ieftin, adică e cel de 1000 de euro. Modelul Fold, iarăși o mulțime de îmbunătățiri, ecran mai bun, modul de balamaua de pliere mai bună, dotări tehnice mai bune, camere foto mai bune, multe, multe, multe îmbunătățiri, lansarea pe 10 august. Pe urmă, Huawei, ce se mai întâmplă cu Huawei? Pe lângă că o să testez și pliabilul lor, care rămăsese cumva, n-am apucat să-l prind la lansarea pe 50, a venit acum. Pliabilul lor este interesant, are multe dotări tehnice bune, are preț bun, are un ecran foarte bun, autonomie foarte bună și s-au mai rezolvat probleme cu aplicații. Adică, pe de-o parte, în App Gallery s-au adunat tot mai multe aplicații care sunt oficial, pe de altă parte ai alte magazine de aplicații pe care funcționează toate, iar pentru Google ai G-Space, care funcționează acum fără să aibă vreo problemă tehnică sau vreo problemă de securitate, cum era pe vremuri. Practic găsești toate aplicațiile pe care le ai pe un telefon Android și pe ăla. O să discutăm și despre asta. Și în fine o să avem un nou episod despre ce telefon folosesc acum, care este Vivo X80 Pro, la care am rămas după ce am testat nenumărate telefoane. Are și ăsta plusuri și minusuri, deocamdată îmi place și rămân pe el, însă și pe mine, ca pe toată lumea, probabil mă tentează trecerea la un pliabil, dar vreau de la pliabilul ăla să țină bateria și să aibă camere foto bune, cam asta vreau. Și când mă gândesc la camere foto bune, mă gândesc la camere foto de top 5, nu de mai jos de atâta. Iar X80 Pro se descurcă excelent pe partea foto datorită colaborării cu Zeiss. Cam astea sunt ideile. O să facem la sfârșit tragerea la sorți și anunțul următorului concurs, care o să fie tot așa vreo săptămână, 10 zile, comentarii, tragere la sorți. Iar acum le luăm pe rând. OnePlus 10T, Realme Neo GT3, lansările Samsung, iar la final discutăm despre ecosistemul Huawei și după aia fac tragerea la sorți direct și anunț următorul concurs. OnePlus 10T era un flagship așteptat de câțiva ani. Cei de la OnePlus fac în toamnă o versiune actualizată cu T în coadă. Au văzut modele bune, acum iarăși au schimbat modul de abordare. Dacă în primăvară au lansat doar 10 Pro, adică nu au mai lansat versiune de bază, acum lansează doar 10T fără 10T Pro. Adică 10T-ul este actualizat, dar nu e poziționat ca flagship, e mai jos un pic și are câteva chestii în minus. Ca design, ca aspect și ca experiență, seamănă mult cu 10 Pro, dar au mai tăiat din chestii, adică ecranul este de 6.7 inch, același AMOLED LTPO2
cu rată de RFJ 120, cu HDR10 și alte tehnologii de-astea, dar are rezoluție Full HD în loc de celălalt care avea 1440p, adică era un ecran mai performant, dar știm cu toții că acea performanță consumă foarte mult bateria. Bun, au pus însă procesorul nou, Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, care se pare că puțin actualizat, nu se mai încinge atât de rău și ține un pic de mai bine bateria, adică un pic cu 10% mai mult. Pe de altă parte însă au tăiat din baterie, au pus 4800 de mAh pentru că are o tehnologie nouă de încărcare rapidă și probabil s-au temut să nu fie vreo problemă. 4800 e ok, adică ține destul de bine ca și 5000, dar au anulat economiile făcute pe o parte. Probabil cea mai mare economie de energie va fi făcută la ecranul care e Full HD, deci asta a fost planul lor, să zicem. Încărcare super rapidă. Se pare că acum noile trenduri impun companiilor să aducă ceva în plus, iar nu marketing este cu încărcare. Mă rog, nu e chiar marketing, adică e o tehnologie bună, utilă și chiar necesară. 160W încărcătorul, 150W se spune că e telefonul. Două variante vor fi disponibile în România. Varianta de top 16 GB de RAM, 256 de stocare, care va costa 800 de euro, adică 4000 de lei. Destul de scump la nivelul ăsta. Iar 8 GB de RAM, 128 de stocare, va costa 3500. Bineînțeles că mai e de discutat și la partea foto. Are aceleași 3 senzori, dar un senzor principal de 50 în loc de ce avea alălalt, avea un senzor de 48 și ultra-wide de 50. Asta are 50 principal, 16 ultra-wide și camera de 2 de macro. Adică au mai tăiat și la camere, au tăiat și la ecran, dar au pus procesor mai bun. Adică parcă tot 10 Pro merge luat, dar acolo rămâne aceeași problemă că a fost la testul ăla de îndoire și s-a rupt în două. Acum, eu nu sunt fan mare OnePlus, la un moment dat mi-au plăcut terminalele și păreau că sunt ceva deosebit pe piață, dar ultimele generații au dezamăgit un pic, deci nu pot să vă zic că e ceva senzațional sau nu. Acum, Realme Neo GT Neo 3. Ăsta e la fel, e lansat de mult timp, se știu toate detaliile tehnice, nu știm în ce variante vine în România și la ce nivel de preț. Asta urmează să se anunțe, probabil într-o săptămână, în 10 zile, el se va lansa, o să vedeți review pe canalul meu. E tot un genul ăsta de challenger pentru flagship, dar nu, parcă nu e tot flagship bine dotat, deci e undeva în zona asta mid-range premium, să zic mai degrabă. Ecranul e bun, AMOLED 6.7 inch, baterie de 5000, procesor, au ales de data asta un MediaTek Dimensity 8100, este modelul acela, nu e cel de top, e cel al doilea ca putere. Are performanțe foarte bune în teste și nu se încinge și nu consumă bateria, deci are rezultate bune și la autonomie, dar nu este de top, adică e sub celelalte modele. Aici fiecare alege după cum, după cum vrea el. Iarăși, un telefon care vine cu 150W încărcare. O să spunem telefoanele 10 minute, le-am scos și se încarcă destul de mult. Chestia e că rămâne în continuare această dilemă. Unele studii au arătat că încărcarea rapidă agresează celulele de baterie și le distruge în timp. Marii producători spun că au pus tot felul de sisteme de protecție care vor face să evite asta, dar probabil că după un an, doi, veți începe să constatați nivelul tot mai scăzut ale bateriei. De asta, nu știu cât de... e utilă, e foarte utilă tehnologia când te grăbești, când trebuie să pleci undeva și descoperi că ai uitat să încarci telefonul și pui pe aia rapidă și stai un sfert de oră și se încarcă 70-80%, este foarte bună. Dar nu știu dacă în timp va merita sau nu va merita, mai degrabă nu. Lansările Samsung. Aici iarăși lansarea are loc pe 10. Detaliile care s-au dat sunt, cum s-ar spune, pe surse.
Nu sunt toate confirmate oficial. Modelele de anul ăsta, Flip 4 și Fold 4, sunt doar îmbunătățiri. Deci, oamenii ca la iPhone au descoperit că cea mai bună metodă de a face bani este să aducă mici îmbunătățiri, fără chestii esențiale, revoluționare, care să schimbe piața sau așa. Fac așa, adaugă nou procesor, deci asta pentru asta majoritatea oamenilor vor cumpăra oricum. S-a lucrat la îmbunătățirea ecranelor, zic ei, adică atât durabilitate cât și modul de pliere mai bun, un aspect mai plăcut cu rame mai înguste. Camere foto, se pare că au camere bune anul ăsta, deci nu mai lasă palea de 12 megapixeli. Mă rog, au și module de 12 sau de 10, dar au și module foto mai bune de 50 de megapixeli. Ceea ce lipsea în zona asta și era o îmbunătățire necesară prin punct de vedere al marketingului, adică foarte mulți oameni se bazează pe telefoane pentru poze, pentru asta și nu poți să-ți iei pliabil dacă ăla ți oferă o cameră de slabă calitate. Nu erau chiar slabe, dar erau de la seria Galaxy S10, camere de genul ăla. În fine, e o îmbunătățire binevenită și se pare că vor fi ușor mai scumpe în contextul în care toate materialele s-au scumpit, transportul s-a scumpit foarte mult datorită benzinei, energia s-a scumpit pentru fabrică și așa mai departe. Bănuiesc că 100 de euro în plus nu e așa o mare tragedie pentru cei care cumpără genul ăsta de produse. Ele oricum sunt produse de zona super lux. Cel Flip, cel mic, se pare că marea îmbunătățire la el va fi o baterie mai mare, cu peste 10%, ceea ce e un lucru foarte bun și util. Cred că va fi mai atractiv așa dacă iese foarte bine în teste, dacă se descurcă și ca performanță și ca autonomie. Totuși rămâne micuț, adică rămâne un ecran de a 6 și ceva când e extins. Nu, mie îmi place genul, ideea, conceptul, dar mi-ar place să am un ecran mai mare, adică exact cum era Galaxy Note, dar fără pliat la jumate, da? Ca să fie un pătrat când îl ții în buzunar, e perfect. Când îl deschizi, ai telefonul mare de care ai nevoie și baterie care să îl ține cât mai mult. La Fold s-a îmbunătățit iarăși design, procesorul, camera, un pic de tot la lucra la ecran, la îndoitura aia, că și la Fold e să observi aia, oricât ai vrea tu să fii fan Fold, îndoitura din mijloc să observă. Acum, chestia că s-a îmbunătățit performanța sau astea sunt deja chestii destul de minore. Important e cum va ieși în testele de autonomie. Aici rămâne de văzut. O să vină la test, o să le văd preview și o să postez pe 10 august și discutăm după aceea. A patra chestie despre care vreau să vorbim astăzi era episodul despre Huawei care o să vină în curând. Ei, românii foarte mulți au rămas impresia că Huawei nu mai are deloc Google sau are probleme de genul ăsta și că nu se găsesc aplicații sau se găsesc foarte greu. Aici chestia este cu dus și întors. Într-adevăr, dacă nu te pricepi la tehnologie, vrei să cumperi un telefon pe care îl scoți din cutie și ai tot ce vrei, te duci și îți cumperi unul normal. Dacă vrei un telefon performant care să aibă și caracteristici tehnice un pic diferite, adică oamenii s-au plictisit de aceleași specificații, aceleași procesoare, aceleași camere. Știm cu toții că camerele de pe Huawei sunt un pic mai bune. E, acum noile telefoane vin cu App Gallery-ul ăsta actualizat, care are majoritatea aplicațiilor comune, că au lucrat împreună cu Microsoft, cu ea, cu ea, cu ea, au adus pe App Gallery cam toate aplicațiile cunoscute. E, pe lângă asta, invenția care a ținut în viață practic Huawei și a făcut pe fani să poată folosi orice, se numește G-Space. G-Space e o aplicație de asta pe care o instalezi din App Gallery. Ea ține locul de folderul cu aplicații Google. În G-Space ăsta spui Google Play, spui YouTube, spui toate aplicațiile care înainte nu mergeau. Este o soluție care funcționează, care nu are niciun aspect, deocamdată nu a zis nimeni că e ilegal, că încalcă drepturile cuiva, că are probleme de securitate sau altceva. Nu.
Este o soluție de folder de tip virtual în care sunt instalate aplicațiile. O soluție foarte normală. Cum era înainte, înainte mai exista o soluție de genul ăsta, dar care mergea destul de prost. Acum cu G-Space toate aplicațiile merg foarte bine și asta ține de actualizarea procesorului, actualizarea platformei și așa mai departe. Acum cu un telefon de ăsta poți să ai toate aplicațiile, inclusiv alea de navigație, bancare și așa mai departe, pe care înainte nu le puteai avea. Deci nu mai există nicio diferență între Huawei din noua generație și un telefon Android normal, decât că aplicațiile sunt localizate în acel folder G-Space, ceea ce nu cred că deranjează pe nimeni. Bun. O să revin cu episoadele la fiecare dintre chestiile anunțate și acum să mergem la tragerea la sort și să vă anunț următorul concurs, care va ține o săptămână sau 10 zile. Am remarcat că la concurs au participat 264 de oameni, dar sunt și întrebări pe lângă, adică n-am apucat să citesc 264 de comentarii ca să confirm eu că sunt toate ok. Deci dacă la random cumva o să iasă un comentariu care nu e ok, mai tragem o dată. Așa că o să folosesc tot aplicația asta cu YouTube Random Comment Picker. O să facem așa, filter duplicate, pentru că unii au conturi duble și fake. Și o să facem, nu includem replies. Și nici restul și hai să vedem câte comentarii găsește corect. 256 de corecte, da? Iar acum facem tragerea la sorți, vă țin pumnii și restul succes la următoarele concursuri de pe canalul meu. Andrei Cosmin și este răspuns la întrebarea mea, deci nu este greșit, așa că felicitări Andrei, ai câștigat. Iar pentru restul anunț acum următorul concurs imediat. Hai să vedem. Pentru următorul concurs am un telefon rezistent Hammer, știți, este bun pentru copii, pentru cei bătrâni, pentru cei care lucrează într-un mediu dificil și spar mereu telefonul. Dar o să dați bani mai mulți pe un telefon normal și să-l stricați când puteți să luați unul rezistent. Întrebarea pentru concurs este următoarea. Ce alți creatori români de clipuri de tehnologie mai urmăriți? Sunt mulți. Am văzut unii numai despre Android, am văzut unii numai despre Apple. Am văzut, bine, sunt și cei cunoscuți, este zona IT și alții. Dar sunt curios să aflu chestii noi, să aflu creatori noi pe care voi urmăriți și vreau să-i menționați într-un comentariu. Asta e singura cerință, menționați ce alte canale de tehnologie mai urmăriți, iar peste 10 zile facem tragerea la sorți. Concursul e deschis până pe 13 august, iar pe 14 august facem tragerea la sorți și pentru asta. Baftă tuturor și ne vedem în curând. Baftă! Ciao!